Astăzi vă arăt cum puteți descărca versiuni moderne de Windows și de Office cumva direct de la Microsoft cu ajutorul unui mic programer. Deschideți orice browser și scrieți la căutare Windows ISO Download. Mergeți pe al treilea rezultat, oricum o să vă pun un link și în primul comentariu, și aici mic de tot undeva aveți download. Dăm click pe el și se descarcă Windows ISO download. Rulăm programul. Dacă vreți să descărcați Windows 7 să zicem, mergeți pe tabul Windows și dați Windows 7 august 2018. Este Windows 7 cu update-urile până în august 2018. Aici va trebui să alegeți ediția. În funcție de ce cheie de produs aveți, alegeți Home Premium, Professional sau Ultimate. În cazul meu este Professional pe 64 de biți. Limba produsului engleză. Vom da click pe descarcă. Vedeți că a început descărcarea. Și dacă mergem în Downloads, observați că se descarcă de pe serverele Microsoft.